Contribuabilii au obligația să cunoască prevederile codului fiscal și să respecte termenele de depunere a declarațiilor privind veniturile realizate și de plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. Prin respectarea acestor termene se evită plata unor penalități calculate pe fiecare zi de întârziere. Între principalele termene de depunere a declarațiilor și de efectuare a plăților se numără următoarele: 26 martie pentru plata impozitului pe profit pe anul 2017, 31 martie pentru plata impozitului pe clădiri, terenuri și autovehicule cu acordare de bonusuri. 16 aprilie este termenul pentru depunerea declarației 600 privind impozitul pe venituri din activități independente realizate în anul 2017, în vederea stabilirii contribuției la pensie și a contribuției la sănătate. 25 mai este termenul pentru declararea veniturilor din chirii și activități agricole, 25 iunie termenul pentru plata contribuției de sănătate aferentă trimestrului 2, 25 septembrie termenul pentru plata contribuției de sănătate aferentă trimestrului 3. 30 septembrie este termenul pentru plata impozitului pe clădiri, terenuri și autovehicule, fără penalizări. 21 decembrie este termenul pentru plata contribuției de sănătate aferentă trimestrului 4.